Iubiților, tot anul am vorbit din Biblie cu voi, v-am dat răspunsuri la diferite întrebări și mă gândeam cum să închei anul 2022. Ce să vă spun pentru anul 2023? Și am văzut că se potrivește foarte mult cu dorința mea pentru voi, ceea ce spune Eclesiastul la 12, 13 și 14. Fiți foarte atenți și luați aceste versete pentru inima voastră. Și lăsați ca toate lucrurile rele să rămână în 2022 și în anul 2023 să mergeți plin de vlagă și de viață, așa cum spune Eclesiastul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Temi-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, indiferent de confesiune, de națiune. Căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Lăsați toate relele în anul precedent sau în anul care deja se sfârșește și pășiți în anul 2023 plin de bucurie, plin de Duhul Sfânt. Iubiți mai mult pe Dumnezeu, păziți mai mult poruncile Lui, stați mai aproape de cei dragi și fie ca anul nou care vine să vină cu o înnoire totală în viața și familia voastră. Fiți binecuvântați și nu uitați că vă iubesc și în anul 2023 să avem din nou părtășie frumoasă din cuvânt. Dacă mai aveți întrebări din Biblie, vă aștept și în 2023 ca să vă răspund. Fiți binecuvântați, la mulți ani!